Steaua București s-a calificat în finala Superligii Naționale de Rugby ediția 2021. Într-un meci disputat pe teren propriu, echipa pregătită de Dănuț Dumbravă a învins pe SCM Timișoara, scor 22-18, după ce la pauză oaspeții au condus cu 13-5. Florine, felicitări pentru această calificare. Cum a fost meciul cu Timișoara? A fost un meci foarte greu, ca de fiecare dată. S-a jucat până în ultimul minut. Suntem foarte fericiți și așteptăm cu nerăbdare finala. Ați început mai greu, dar ați avut un final electrizant și ați reușit să întoarceți meciul. Ce ați avut în plus față de Timișoara? Cred că am reglat problemele care s-au întâmplat în prima repriză și am fost mult mai deciși în a doua repriză. Finala e cu Baia Mare peste câteva zile. Da, finala e cu Baia Mare, o echipă foarte bună, echipa campioană în ultimii 2 ani. Abia așteptăm să dăm piept cu ei, să câștigăm campionatul. Un meci foarte dificil azi, dar până la urmă Steaua s-a calificat în finală. Cum a fost? Emoționant. Am avut emoții, știam că întâlnim o echipă foarte puternică, o echipă care și-a dorit să joace pe terenul nostru, dar din fericire pentru noi am câștigat și le-am arătat că câteodată nu se potrivesc socotele de acasă cu cele din târg. Ce le-ai spus băieților la pauză? Să joace, să-și arate calitățile, pentru că avem calități, avem posibilitatea de a tranșa meciul din start, dar cum știm, meciurile mai frumoase sunt cele care se dispută până la ultimul moment. Are Steaua forța să învingă pe Baia Mare în finală? Orice echipă din primele patru este candidată la câștigarea trofeului, deci așa toate șansele sunt la toate echipele. În finală, Steaua va întâlni campioana CSM Baia Mare, joc ce va avea loc sâmbătă, 16 octombrie, de la ora 17, pe stadionul Arcul de Triunf.